Polițiștii Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Câmpina, au pus miercuri dimineață în executare 4 mandate de percheziție domiciliară în comuna Filipești de Pădure, într-un dosar de contrabandă. Doi soți ar fi achiziționat încă din decembrie 2022 până în prezent bijuterii de aur din Turcia, pe care le-ar fi introdus în țară fără a respecta obligațiile de control vamal. Ulterior, acestea erau comercializate în județul Prahova, în special în târgurile din Băicoi și Filipești de Pădure. Perchezițiile au fost desfășurate în continuare a celor efectuate recent în comun cu polițiștii de frontieră din punctul de trecere a frontierei Giurgiu, atunci când au fost identificate persoanele bănuite de comiterea faptelor, dar și bunuri materiale. Cei doi soți au fost conduși la sediul unității de poliție în vederea audierii acestora.